Recuperator de amintiri, așa s-ar numi meseria unui tânăr bucureștean. Ce face el? Adună amintiri și istorii personale, le dă o formă literară și le publică într-un număr limitat de exemplare pentru familie și cunoscuți. Astăzi a lansat primul volum în prezența istoricului Neagu Giuvara. Dacă tata nu ar fi murit pe front, trebuia să înceapă un alt carnet, pentru că ultima lui însemnare este pe ultima filă. Între două coperți se află tot ce a rămas de la tatăl său, Ion Fodoreanu, care a murit pe frontul din Caucaz la doar 28 de ani. A ținut un carnet de însemnări timp de 10 ani, însemnări care la 100 de ani de la nașterea sa au văzut tiparul. Fiul său, Ion Adrian Doja Fodoreanu, avea doar 2 luni când tatăl său a fost dat dispărut. Pentru mine e tata. Acest carnet mi-a fost confiscat în 8 iunie 84, după 6 luni. Am crezut că înnebunesc. Pentru mine, mi-l omora de tot pe tata, furându-mi acest carnet. Când văd o asemenea carte, mă gândesc că tata ar fi putut muri și el, da? Pentru că este exact aceeași generație, o generație care a fost decimată. Pe de altă parte, dacă tatăl dumneavoastră se întorcea de pe front, sigur ajungea în închisoare. Cel care a ajutat la editarea volumului este elevul Tudor Vișan. El documentează istorii personale, le transpune literar și apoi le tipărește. Este ideea sa de afacere care a pornit după ce a scris biografia bunicului său. Am avut ideea de a culege amintirile bunicului meu din partea mamei, care era veteran de război, avea 94 de ani. Și într-o zi el și-a exprimat pe regretul că nu poate să scrie o carte despre viața lui. Cărțile sunt tipărite în tiraj limitat, dar se bucură de un succes nesperat la publicul format deocamdată din membrii familiei și prieteni.